Mulți dintre pacienții internați la terapie intensivă, cei care ajung acolo, reușesc după să treacă peste Aici depinde de această fiecare pacient în infecție. parte. Nu toți pacienții care sunt în terapie intensivă ajung să fie ventilați, să fie intubați și ventilați. Dintre cei care sunt cu forme critice, sigur că e un procent, din păcate, mare, cu evoluție nefavorabilă. Ce înseamnă un procent Greu de mare? spus, nu știu dacă să spunem că jumătate sau mai puțin, procentele variază. Ce aș putea să vă spun este că la Institutul Matei Balș, și aici cifrele vorbesc, în toată perioada de când a început pandemia, mortalitatea la pacienții internați în institut a fost undeva între 2 și 2,5%, adică mult mai puțin în raport cu media, cu media europeană, cu media din România. E adevărat că ne-am dorit să nu avem deloc decese, dar totuși asta demonstrează că există experiență în institut și că totuși lucrurile se fac bine, cât se poate de bine, în așa fel încât să reducem situațiile nefavorabile. Poate și pentru că era un institut specializat și care era pregătit, da, față de alte spitale. Și Sigur, dacă în sistemul bolile sanitar infecțioase. românesc, în general, nu stătea prea bine înainte de această E pandemie. adevărat, lucrurile s-au pregătit dinainte. Terapia intensivă e de 15 ani și, în general, experiența cu bolile infecțioase noi o avem de foarte mult timp. Este Institutul Național de Boli Infecțioase.